Asociația Prematurilor derulează până la finele lunii februarie 2020 caravana pentru monitorizarea gravidelor și a mamelor cu risc. Astfel, caravana mobilă însoțită de doi medici, o asistentă medicală, un consultant nutriție se deplasează periodic în 10 localități defavorizate cu mortalitate infantilă ridicată, ținând cont de numărul de sarcini luate în evidență și de evoluția lor. În cadrul activității de monitorizare a sarcinilor, fiecarei femei îi se va efectua ecografie, cardiotocografie, controlul glicemiei, teste rapide de urină pentru mamele cu risc de hipertensiune. Caravana ajunge la 600 de beneficiari direcți din județele Călăraș, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și Teleorman. Din județul Călăraș au fost selectate comunele Gălbinaș și Spanțov. Odată cu deplasarea în mediul rural a acestei caravane dotată cu toate echipamentele necesare în monitorizarea sarcinii și cu personal medical de Specialitate, femeile care înregistrează sarcini cu risc vor primi tratamentul medical necesar. După aproape două luni de vizitat săptămânal câte o localitate, s-a constatat că 70% din gravidele consultate se aflau la prima ecografie, chiar dacă nu erau la prima sarcină. Printre cazurile speciale identificate s-au regăsit o gravidă în vârstă de 31 de ani care era deja bunică, gravidă de 34 de ani aflată la opta sarcină bunică de trei nepoți, Femeie care a născut primul copil la 13-14 ani și gravidă de 16 ani, aflate deja la a doua sarcină. 80% din gravitele beneficiare ale proiectului au abandonat școala înainte să finalizeze ciclul gimnazial, multe dintre ele fiind chiar analfabete. Aveau nevoie de sprijin pentru a înțelege ce scrie în fișa medicală sau pe rezultatul ecografiei. Asociația Prematurilor și-a propus ca în 12 luni să reducă cu 25% decesele înregistrate la nou-născuți din 10 localități cu mortalitate infantilă ridicată.